Colegiul Dinicu Golescu din Câmpul Lung Mușel este una dintre unitățile de învățământ care au ales să facă parte din acest program pilot. Acest proiect presupune ca elevii de clasa a 12-a să nu mai vină la școală 5 zile pe săptămână, așa cum se întâmplă în mod normal, ci doar 3, iar lor le vor fi predate doar materiile pentru examenul de bacalaureat. Elevii sunt încântați de această inițiativă și spun că în felul acesta sunt mai relaxați și au mai mult timp să învețe. Se concentrează doar pe materiile pentru profilul lor și le rămâne timp să învețe și pentru facultate. Și profesorii spun că aceasta este o metodă foarte bună de a obține rezultate excelente la examenul de bacalaureat. Dacă această alternativă va fi una de bun augur, se va vedea în această vară când se vor obține rezultatele la examenul de bacalaureat.